cetățean banal, repet, al acestei planete. Divorțul. Pe mai multe teme între administrația Trump, hai ca să o iau așa, să nu mai spun Statele Unite, între administrația Trump și Europa. Și cumva România poate deveni, pe fondul acestei conjuncturi teribile, poate deveni un actor destul de important în zonă. Eu nu am elemente care să-mi asigure mie confortul psihic de a crede că oamenii care mă vor reprezenta și pe mine și pe tine în Statele Unite au și competența și maturitatea necesară. De asta au încordat. Bun. E normal să fie o încordare. Pe de altă parte, cred că o astfel de ocazie, asta este și motivul pentru care în seara asta noi am difuzat această prima parte din documentar, asta este și motivul pentru care vorbim despre asta. Cine nu înțelege că, de fapt, acum este o șansă uriașă pe care o joacă România, înseamnă că nu înțelege nimic. Iar oamenii care sunt în jurul președintelui, președintele în primul rând, trebuie să înțeleagă nivelul de importanță sub toate aspectele. Bun, poate că oamenii ăștia de la Cotroceni, inclusiv președintele, poate că înțeleg asta. Poate că înțeleg asta, dar și am înțeles asta. Ok, și ce facem? Pentru că după ce am înțeles cât de important este momentul, după aia trebuie să ne ridicăm la înălțimea lui. Și atunci s-ar putea să trebuiască o doză mare de improvizație și de spontaneitate. Poate te vei confrunta cu o situație pentru care nu ai fost pregătit, pe care nu ai prevăzut-o. Ce faci atunci? Înțelegi de ce mi-e frică? Pentru că sigur că eu nu cred că președintele Iohannis ia în ușor această întâlnire. Mi-e greu să cred, că n-are cum. Și nimeni din tot stafful său n-au cum să ia această întâlnire în ușor, pentru că n-ai cum, adică trebuie să fii nebun să o iei în ușor. Dar sunt ei suficient de competenți? Pentru Statele Unite e foarte limpede care ar putea să fie lucruri care interesează în zona asta. Pentru Klaus Iohannis, pe persoană fizică, el în momentul ăsta este foarte posibil să fie ocazia în care joacă al doilea mandat. Dacă în România se înțelege că a făcut o chestie extraordinară, că a jucat-o foarte bine, că a reprezentat țara și așa mai departe, e în cărți, adică poate intra în discuție, are un partid franjuri, are un partid care pur și simplu se dezintegrează în fiecare zi, are un partid se care se aude că vrea să aleagă pe Ludovic